De când eram mic, mi-am dorit să lucrez în multe domenii. Cum ar fi medicina, arhitectura, muzica, desenul. Dar am realizat că nu pot să le fac pe toate acestea în același timp. Așa că am găsit informatica. Am realizat că acei roboți care sunt în dotarea medicilor sunt funcționali cu ajutorul informaticii și că acei arhitecți care construiesc orașe tot cu ajutorul programelor și cu ajutorul imaginației lor ne fac viața mai sigură și mai mai verde. Ca orice copil, m-am jucat jocuri de când eram mic și mereu mi-am pus întrebarea cum au fost făcute aceste jocuri. Încercând să-mi răspund la această întrebare, tot din joacă am făcut un site și un server, astfel învățând ce înseamnă programarea. Dar vreau mai mult. Întorcându-mă la subiectul de mâine, cum poate ajuta informatica opera? Imaginați-vă că atunci când mergeți pe acea cărare de la operă, veți auzi momente din spectacole anterioare și atunci când intrați în foyer, auziți orchestra cântând muzica de pe timpul spectacolului sau tot din alte spectacole. Nu, mai am. Imaginați-vă că în sală sunt peste tot decoruri holografice, iar atunci când începe piesa, aceste decoruri se mișcă în totală armonie cu muzica și cu piesa. Sau imaginați-vă că atunci când este o scenă iarna, veți vedea și veți simți zăpada pe voi, dar nu vă va fi frig. Și atunci când este o scenă ploioasă, veți vedea și simți de altfel picăturile de ploaie pe față, dar nu vă veți uita. Toate acestea nu sunt doar niște idei ale mele, ci sunt chiar niște idei care vor face parte din opera viitorului. Mulțumesc!